Domnule președinte, stimați colegi, denumirea declarației politice este, să spunem, nu ignoranței și nepăsării autorităților. Somez Ministerul Sănătății să intervină în scandalul transplantului pulmonar din România. Cum este posibil ca centrul de transplant din Sibiu să aștepte de 2 ani o vizită? Nu vă gândiți la viața oamenilor care au o mare nevoie de ajutorul nostru de a ne implica în rezolvarea acestei probleme? De mai bine de 2 ani, Agenția Națională de Transplant a înregistrat dosarul de acreditare la centrul de transplant pulmonar de la Sibiu. În cei 2 ani trecuți, reprezentanții agenției nu au venit nici măcar să verifice dacă documentele din dosar corespund cu realitatea. Asta în condițiile în care, în acest moment, de exemplu, autoritățile române nu au de unde să trimită pacienții pentru astfel de intervenții, contractul cu Spitalul ACH și din Viena fiind reziliat. Domnule ministru, de ce dosarul de acreditare al centrului de transplant a fost cel puțin până acum ignorat total de reprezentanții Agenției Naționale de Transplant? În ultima săptămână, reprezentantul Spitalului European Polisano s-au plâns de faptul că agenția nu a făcut nici măcar pasul legal de a verifica în teren veridicitatea informațiilor din dosarul de acreditare. Care este stadiul dosarului Spitalului Polisano, domnule ministru? De ce nu ați răspuns solicitărilor și neglijenței în continuare care afectează viața oamenilor? Majoritatea medicilor sibieni spun că centrul poate fi acreditat deoarece, pe lângă tehnologia necesară, există și specialiști. În plus, spitalul privat derulează deja mai multe programe naționale de sănătate, în cadrul cărora intervențiile sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Totodată, și dotările instituției medicale sunt de ultimă generație. În condițiile acestea, de ce refuzați un asemenea proiect care ar moderniza și eficientiza sistemul medical? Autoritățile responsabile trebuie să înțeleagă că nimeni nu are dreptul să-și bată joc de viața oamenilor. Avem nevoie de investiții în domeniul medical și de asumarea atribuțiilor. Nepăsarea și indiferența nu ne vor ajuta cu nimic. Sunt contra deciziilor luate împotriva cetățeanului. Este nevoie să ținem cont și de doleanțe alegătorilor noștri. Șoveală Constantin, deputat PNL Sibiu.